Amintiri cu și despre artiști plastici. La Muzeul Județean Gorj, Alexandru Ștefulescu, la Târgu Jiu, cu prilejul celebrării a 143 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș, printre alte evenimente, a avut loc și vernisajul expoziției Secvențe, expoziție a pictorului Vasile Tolan. Evenimentul, cu un evident caracter retrospectiv, a fost prezentat de criticul de artă Pavel Șușară. Și pentru mine e o surpriză Vasile Tolan, deși aparent îl știam destul de bine. Ne întâlnim mereu, a fost și în conducerea Uniunii, avea și funcții oficiale și ne-am intersectat de multe ori. Dar cu expoziția asta produce o surpriză extrem de serioasă celor care nu i-au urmărit continuitatea activității și dinamica operei. Eu am mai văzut lucrări sporadice după expoziția mare de pildă pe care a avut-o la etaj 3-4 imediat după 90, dar niciodată nu am mai văzut atâtea lucrări la oaltă. Și aici face un fel de stratigrafie a propriei opere, aduce cam toate perioadele pe care le-a parcurs și demonstrația pe care o face este una extrem de curajoasă și de organică în substanța, în esența ei. El a început cu gesturi, cu spontaneitatea tușii și cu o enormă energie în relație cu suprafața, cu pânza. Nu era un spirit rațional, un spirit geometric, nu avea nimic cu academismul, cu școala, cu rigorile, cu normele care se învață în școală, ci încerca parcă să scape, să se elibereze de niște demoni interiori pe care nu-i mai putea stăpâni. Și senzația pe care o crea prin ansamblu e că nu-i ajunge spațiul, nu-i ajunge lumea. Încerca, exact ca masculii alfa, să-și marcheze teritoriul, să-și marcheze tot spațiul, iar el se mergea din ce în ce mai mult. De la pânză, o pânză mai mică trecea la una medie, de acolo trecea la una mare și aveai senzația că umblă cu pensula, cu bitineaua prin univers și face gesturi întemeitoare, gesturi post-Big Bang. Așa, vrea să ia tot spațiul în stăpânire. Ce oferă aici este un fel de oprire din parcurs și parcă simte nevoia să vadă. E cam în ziua a treia. Așa, când vrea să vadă ce a făcut. A parcurs prima etapă, a văzut că e bine așa, că separarea luminii de întuneric e ok și că luminatorii sunt la locul lor. A trecut și de-a doua zi aia când apele de uscat s-au despărțit și apele de sus de apele de jos. Și acum începe să-și pună problema populării, spațiului pe care și l-a marcat, îmi place să zic asta chiar în contextul parteneriatului, ca un mascul alfa. Amintiri cu și despre artiști plastici. Dacă problema lui inițială era legată de suprafață și de dinamica, de combustia lăuntrică și de dinamica gestului în relația cu suprafața, acum începe să tatoneze spațiul, construcția spațiului, alcătuirea spațiului în dimensiuni multiple. Și dacă inițial pânza, suprafața plană, era elementul de referință, acum pânza devine interfață. Devine un element de separație între lumea vizibilă și cea invizibilă, lumea de dincoace și lumea de dincolo. Dacă vă uitați la pânzele cu reliefurile cum asta, ele nu sunt interesante pentru ceea ce se vede, ci pentru acțiunea care se petrece în spatele a ceea ce se vede. Acolo sunt, de pildă, doi pantofi, dar sunt doi pantofi care presează din realitatea cealaltă, care își pun în acțiune energiile dintr-o lume paralelă. Și dacă ar fi să facem și Rusca Piciuprilești să fac chestia asta, că mi se pare absolut fascinant, măcar ca exercițiu mental pentru mine, ca exercițiu intelectual, dacă facem o referire iarăși cu fizica, suntem în teoria universurilor paralele, în care dacă o stea colapsează în universul nostru, ea se naște prin gaura neagră în universul paralel, care așteaptă materia primă pentru o nouă agregare. Realitatea noastră
aduce semnele care demonstrează acțiunea petrecută în realitatea cealaltă. Și este o foarte interesantă temperare a gestului și o concentrare pe tactilitate, o concentrare pe volume, fie pe volume incipiente, fie pe volume gata exprimate. Acum se constituie, că tot am vorbit despre creație și despre timpii geologici, acum se constituie pământul prin încrețirea scoarței. Încep să irumpă energiile subterane și să apară vizibile consecințele unei enorme convulsii care se întâmplă într-o realitate nevăzută. Amintiri cu și despre artiști plastici. Evoluția lui este spre tridimensional și probabil în următoarea expoziție o să vedem cum bidimensionalitatea care își găsește resurse să devină volum va ieși cu totul din statutul de anexă a peretelui și va deveni obiect autonom, va deveni tridimensional în sensul cel mai pur al cuvântului. Deci dacă ar fi să sintetizez într-o singură propoziție felul în care văd eu dinamica operei lui Tolan, este de la gest, de la disperare, către conștiința de sine și către agregare, către construcție. Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.